să vedem și teoria lui Ion, că normal, care știe Ion o teorie, nu? Apropo de posibila intrare, sau mă rog, de dorința Adelinei și a lui Ionuț de întoarcere în casa Mireasa. Cum Adelina a tot revenit în atenția concurenților, la Mireasa Capricile Iubirii au apărut tot felul de speculații interesante. Mi-a șoptit o păsărică faptul că Ionuț cu Adelina, la date-ul de la spa, au discutat și au stabilit împreună să formeze un cuplu doar de dragul competiției pentru a rămâne mai departe, având anumite nici foloase. Nu pot să cred. Și din ce am înțeles, stai ca să termin, ca să te auzi. Și din ce am înțeles, unul din ei doi a mai spus unei persoane despre aspectul ăsta. Pentru Ion, o minge ridicată la fileu. Așa că a urmat și concluziile lui despre așa zisul complot dintre Ionuț și Adelina. Să vină, dar nu cred că o să facă cuplu. O să facă așa de pamplezi, dar nu cred că se vor săruta. Cine știe ce au cine știe ce a vorbit ei atunci la date? Păi da, sunt într-o cunoaștere o săptămână, două, până îi obligă cineva, doamna Simona, să facă ceva, după aia se declară și... Nu le pasă ei, adică, vă zic eu cum să fie. Adelina o să se joace și eu nu o să să-i facă jocul, că știe că a vorbit atunci pe ea și se vor juca ce se vor juca. Doar că la un moment dat, Ionuț, chiar având o atracție față de ea, o să-și dorească și el sărutări, o să-și dorească și el intimitate cu ea, știi? Și ea nu o să îi piardă de treburile astea ei. Atunci o să înceapă el nu să se enerveze și o să-și dea seama că a fost folosit. Și o să înceapă să zică tot. Și ce zic? Că îl vezi bine că e genul de om care dacă nu-i merge cum vrea, el încearcă să dărâme. Da, mă, în orice caz, eu i-am zis lui Ionuț, mai cu câteva zile, bă, cheamă înapoi, lasă să vină. Că câteodată, frate, unele persoane în viață, și e și cazul meu, eu nu prea cred așa până nu mă lovesc eu singur, știi, de unele chestii. Și poate e nevoie ca și el să se lovească de treaba asta, ca să-și dea seama ceva. Sper din tot sufletul să nu... Bă, eu chiar mi-aș dori fata aia, la un moment dat, să aibă feeling-uri pentru el, să aibă niște sentimente pentru el. Dar din ce mă gândesc la asta, din asta mă plinește mai tare râs. Uh-huh. Măcar nu e vorba de el, e vorba de ea. Alina l-a chemat la date, aseară a refuzat. De frica cui lua Adelina. Da, și-a zis Alina că ea crede că nu a vrut să supere pe Adelina. Păi normal. Atât intențiile Adelinei, cât și cele ale lui Ionuț sunt contestate și poate nu degeaba, având în vedere circumstanțele acestei vești. I-a șoptit la o păsărică lui Andreea că Ionuț cu Adelina, când au fost la date, au vorbit ca să facă cuplu așa de ochile, mi se rămâne amândoi în competiție. Și, acum Raluca îmi spune că ea știe de la Ionuț, că i-a zis Ionuț odată, dacă a zice eu ce am vorbit cu Adelina la date, ar țări ratingul în aer. Băi, ești nebun? Da, mă, da. Bă, crebeței ăștia joacă murdar. Da, mă, da, joacă ură rău. Nu sunt ca noi, gen, să fie după... Așa a făcut crebețelul cu... Da, mă, da. Molusca mică. A fost întrebată Adelina de Gabriela Cristea. De ce vrei tu să vii înapoi în casă? Domne, că din cauza că am văzut că m-a chemat așa insistent, eu nu și zic, alo, chiar insistent, te-a chemat odată. M-a chemat de 3 ori. Da, da, am chemat-o de 3 ori. Zic, păi, ești nebun, ai chemat-o de 3 ori? Zice, da, zic, mamă. Cocoșelul de la matca ei. Da, bă, caput, ești nebun. Bă. Și au scheme în cap, au manevre. Bă, e posibil. Păi nu posibil, 100%, Victor. Păi dacă mi-a spus 100%. Și mie, eu nu, de ce mi-ar spune? Frate, fata aia n-are sentimente pentru el, nici nu o să aibă. Ea vrea doar să intre înapoi în competiția asta. Și ea a vrut să facă cuplu cu el, așa de ochii lumii, dar i-a încurcat Raluca cumva involuntar planurile. Și a fost obligată să zică că gata, nu mai am ce legătură cu ea, nu, și sâmbătă. Corect, corect. Ejectat, ai înțeles? Corect. Și gen, acum vrea să intre înapoi, că Raluca s-a stabilit cu mine, știi? Și gen, a rămas Ionuț disponibil și poate să joace șmecheria cu el. Cred că fata a văzut cum e pe afară, nu prea are nimic de făcut, restricții, totul gri. A zis, nu mai bine acolo. Da. Bun, deci un date... Două personaje, Ionuț și Adelina, și o discuție off-camera în care se stabilește că să facem noi un cuplu de complezență. Două persoane din casa Mireasa știu, vă rog să ridicați mâna, cine știa înainte să vedeți această discuție, sus, 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 să vadă tare. Alina și Raluca.
De unde știi, Alina? De la Ionuț. De la Ionuț. Respectul pentru Ionuț, eu că mă înțeleg bine, dar Ionuț mi-a spus acest lucru. Și cum ți-a spus? Spune-mi textul ăsta, Ionuț. Da, ok. În urma eliminării Adelinei, probabil Ionuț a gândit că nu se mai întoarce Adelina. Da. Și săptămâna trecută mi-a spus pe terasă... Știi că puteți să scoatem discuția, da, și o să-și căutăm. Puteți, așa, da, pe terasă, da. Adelina la date, când, în drum spre date sau când ne întorceam, nu mai știu exact aici, nu, ori plecau, ori se întorceau, i-ar fi spus să facă cuplu de show. Complezență. Da. Și dacă atunci mi-a mai spus că i-a mai spus... Ioane, nu s-a terminat povestea. Ionuț. Dai mă, Ionuț, mă. Stai mă, mă, lasă să termine, te rog eu frumos că stai la valiera. Spune. El mi-a zis, acum că nu mai recunoaște, îmi pare rău că Luca? Mă înțeleg bine, da, cu el și nu... Atunci când am vorbit noi de... Când stăteți acolo, da? Da, aici pe canapeaua. Da, mi-am amintit perfect, așa, da. Mi-a spus că dacă ar spune ce au vorbit... Ar sări rating-ul în aer. Sări... Și n-ai întrebat ce ți-a zis? Ba, am încercat și zice, nu încerca să scoți ceva de la mine, că n-ai cum să reușești. Păi și ce rost mai avea să spun ție dacă Adelina deja era plecată? Atunci adică Ionuț mi-a zis că a zis și mai multe lucruri Adelina și despre atunci. Alex. Era cu Ionuț, despre Alex. Era vorba, probabil că ar sări ratingul în aer dacă ar spune, da. Și chiar vreau ca cu cei care am plecat la date, deci eu cu Adelina după ce am coborât din mașină când am ajuns la spa, ne-a pus la valiere la spate pornite și în tot timpul când am ajuns la spa, așa este, pe de altă parte voi știți că uneori se întâmplă într-o situație când colegii mei poate își pregătesc camera. Că... Nu, pe bune, că nu suntem, exact, nu sunteți nici prizonieri și nici noi nu avem angajați paznici. Avem angajați operatori, colegi care conduc mașina, deci nu vă păzesc non-stop. Adică amintiți-vă cât s-au pupat domnul de aici cu domnișoara de acolo. Și... Da, dar la mine chiar nu m-a lăsat. Bine, la voi nu. Cu șoferul.